Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint instrumentul Cursa de Cai oferit de platforma Learning Apps. Primul pas este să vă conectați la contul pe care voi vi l-ați creat anterior pentru această platformă. Pasul următor este să folosim meniul Alcătuiește exerciții. Din interfața ce se deschide, ne selectăm instrumentul pe care noi dorim să îl folosim. În cazul acesta, cursa de cai. În fereastra ce se deschide, veți avea în partea de sus câteva exemple de jocuri create folosind acest instrument pentru a vă dați seama dacă modul acesta de lucru, acest tip de resursă, este potrivit pentru tema voastră sau pentru nivelul de învățământ căruia îi se adresează această temă. Pentru a crea o sarcină nouă, un joc nou, folosim opțiunea Alcătuiește exercițiu nou. În interfața ce se deschide, avem mai multe casete de completat. În primul rând, trebuie să dăm un titlu pentru acest exercițiu. Eu deja l-am scris și am să-l copiez. Am dat un titlu, exercițiu demonstrativ, cursa cailor. În pasul următor, trebuie să scriu câteva propoziții prin care le explic copiilor ceea ce au de lucru. Am să-l copiez până aici. Citește cu atenție fiecare cerință, selectează răspunsul corect. E, la întrebări și răspunsuri avem cel mai important moment din această interfață, întrucât efectiv de aici ne construim sarcinile pentru jocul nostru. Trebuie să construim întrebarea și după aceea răspunsul corect și răspunsurile greșite. Aici sunt trei variante de răspunsuri greșite, dar nu e obligatoriu să le folosesc pe toate. Dacă nu vreau să folosesc una, o puteți șterge. Pentru întrebare pot să inserez sarcina de lucru fie prin text, fie prin imagine, fie prin text la audio, asta presupune că voi scrie textul și platforma îl va converti într-un fișier audio. Dar mare atenție, convertirea nu e posibilă pentru limba română și s-ar putea pronunția din fișierul audio să fie greșită. Să inserez un fișier audio sau un fișier video. Dar mare atenție și la aceste două opțiuni, că nu pot să inserez fișierul audio direct din dispozitiv, trebuie să-l încarc prima dată în YouTube, să-i dau căutare după aceea, sau să-l încarc în YouTube, să-mi copiez linkul, să-mi-l introduc aici. Deci nu pot să încarc fișierul audio direct din calculator în platformă și nici nu pot să-l creez direct din platformă. Această opțiune este valabilă și pentru fișierul video. Am să aleg o întrebare de tip text. Ca să câștig timp, eu mi-am scris deja întrebările. Am să o lipesc aici. Acum trebuie să definez răspunsul corect. Am să-l definez tot sub forma unui text. Deci selectează un cuvânt ce conține litera A. O să spun aici, tei, cuc și măr. Și ne-am construit prima sarcină din jocul meu. Dacă vreau să construiesc o a doua sarcină, folosesc întotdeauna butonul adaugă element. Acest buton îl folosesc de câte ori vreau să construiesc o altă sarcină pentru jocul meu. Adaugă alt element. Acum am să pun întrebarea tot sub forma unui text.
am să o copiez, nu stau să o mai scriu, dar voi efectiv veți scrie întrebarea. Selectează imaginea ce reprezintă un cuvânt ce începe cu sunetul A. Iar pentru răspunsuri, atât corect, greșite, cât și pentru răspunsul corect, am să adaug imagine. Imaginea pot să o adaug fie de pe Wikipedia, din căutare imagine, fie să am deja linkul pentru imaginea respectivă de pe internet și să o încarc de pe internet, aici la URL, sau pot să-mi încarc imaginea direct din dispozitivul meu. Eu am deja imagine încărcate, am să încarc imaginea pentru răspunsul corect, acum am să încarc o imagine pentru răspunsul greșit, o altă imagine pentru răspunsul greșit și o altă imagine pentru răspunsul greșit. Deci am un răspuns corect și trei răspunsuri greșite. Dacă vreau să prelucrez imaginile pe care eu le-am introdus, dacă nu îmi convine rezoluția, dacă vreau să decupez din imagini sau să mai inserez pe imagini anumite elemente, folosesc acest buton unde scrie mărime. Și în acest editor simplu, pentru fișierele imagine, pot să adaug filtre, pot să redimensionez, pot să scot din imagine, pot să transform imaginea, să scriu sau să desenez pe imagine, să adaug text, să adaug forme geometrice, stickere sau borduri pentru imaginea respectivă. După ce am făcut modificările respective, nu uitați să folosiți această dischetă care este pentru salvare. Bun, în jocul meu, în cursa mea de cai, eu am acum două sarcini de lucru. Dacă vreau să mai adaug alte sarcini de lucru, folosesc în continuare butonul adaugă alt element. Mai departe, cum vreau să-mi fie afișate în joc întrebările respective, sarcinile respective? Fie ordonate exact așa cum le-am adăugat eu, dar pentru diversitate ar fi bine să folosiți opțiunea ordine aleatoare. Eu așa folosesc întotdeauna. Și dacă viteza reprezintă un element de care se ține cont când se adaugă, când se acordă punctajul. Viteza nu joacă niciun rol, eu folosesc această opțiune, sau să se acorde puncte complete numai pentru cel mai rapid răspuns, iar pentru ceilalți să se acorde puncte în funcție de momentul în care au acordat răspunsul. Dacă a fost primul, primește punctajul complet, dacă a fost al doilea, îi se scade din punctaj, dacă a fost al treilea, îi se scade și mai mult din punctaj și tot așa. Pasul următor este să mai scrieți voi alte indicații dacă voi considerați că este necesar. După ce am parcurs toți acești pași, folosesc butonul lansează și previzualizează. Este bine întotdeauna să testați resursele digitale înainte de a le transmite elevilor, că se mai întâmplă să mai apară și greșeli. Citește cu atenție fiecare cerință, selectează răspunsul corect. Folosim butonul OK. Sunt două opțiuni, joacă singur sau joacă cu prietenii. Dacă folosim opțiunea joacă singur, efectiv elevul se va întrece cu calculatorul. Dacă folosim opțiunea joacă cu prietenii, trebuie să se conecteze la resurse în același timp, pe linkul pe care l-am transmis, toți elevii care vor să participe la acea cursă. Am să folosesc opțiunea joacă singur. Selectează cuvântul ce conține litera A. Păi este arici. Opa, sunt pe primul loc. Următoarea sarcină. Selectează imaginea ce reprezintă un cuvânt ce începe cu sunetul A. E, acum am să bifez o variantă greșită. Să vedem ce se întâmplă. Se vede că am greșit, acesta este răspunsul corect. Vedeți, computerul a răspuns de două ori bine, eu am răspuns o singură dată din două întrebări bine. Și computerul este pe primul loc. Constat că joculețul meu funcționează și folosesc opțiunea salvează exercițiu. L-am salvat.
Tot ceea ce am de făcut acum este să trimit exercițiul către elevi, pentru că elevii trebuie să-l acceseze într-un fel. Și accesul la resursa respectivă se face fie pe baza linkului pe care îl copiez, fie selectându-l și facem clic dreapta și dăm copy, fie folosind acest buton din partea dreaptă, apăsându-l, linkul se copiază în memoria calculatorului și îl transmit elevilor cum doresc eu, fie punându-l pe o platformă de învățare, exemplu Google Classroom sau Kinderpedia sau alte platforme de învățare pe care le folosesc la clasă, fie trimițindu-l pe mail, fie pe un grup de WhatsApp, fie punându-l pe o pagină de Facebook, fie pe un grup de Facebook sau, mă rog, alte modalități pe care voi considerați că le folosiți la clasă. Dacă vreau să inserez jocul respectiv într-un site web, folosesc încorporarea unui cod embed. Copiez codul folosind tot la fel acest buton și îl lipesc în site-ul meu. Dacă vreau să partajez cu un coleg, folosesc opțiunea partajează. În felul acesta pot să fac, să adaug ca și colaborator la resursa mea un coleg și colegul respectiv poate să adauge modificări pe resursa respectivă, să o folosească la clasă în funcție de necesități. O altă opțiune de a transmite resursa elevilor este să folosim codul QR. În felul acesta, elevii scanează codul, apare imediat adresa către resursă și ei accesează resursa. Și încă un element foarte important este că acum în acest moment exercițiul este privat. Asta înseamnă că nu-l vedeți decât voi pe platformă, ceilalți utilizatori ai platformei nu văd resursa aceasta. Dacă vreau ca resursa să fie văzută de către ceilalți utilizatori ai platformei, îl fac public, dar trebuie să completez anumite câmpuri aici. Titlul se ia automat, domeniul, o să aleg școală, subcategorie, comunicare în limba română sau limba și literatura română, îi adaug niște taguri de aici sau pot să scriu altele. Pentru ce nivel? Pentru nivelul primar și folosesc butonul trimite formular. În acest moment, resursa mea este publică pe platformă și poate fi vizualizată de către orice utilizator. Un alt lucru important este că pot să descarc ca arhivă jocul respectiv folosind opțiunea SCORM. Mare atenție, se descarcă ca arhivă în calculator, dar arhiva respectivă nu poate să funcționeze separat de fișierul sursă de aici din platformă. Eu am făcut o verificare în acest sens, am descărcat arhiva, am șters fișierul sursă din platformă și în momentul în care am încercat să folosesc arhiva, mi se spunea că fișierul a fost șters de la sursă. Deci mare atenție dacă folosim și această opțiune. Dragii mei, vă doresc mult spor în explorarea acestei resurse și, de ce nu, la cât mai multe resurse de genul cursa de cai. Mult succes!